Virusul a fost tăcut și mortal. S-a răspândit după ce a apărut lângă casa ta în București. L-a început în Londra, apoi în Tokyo și New York, distrugând în cele din urmă mai mult de 99% din populația mondială, dar tu ai fost norocos. Ai fost unul dintre puținele mii de oameni de pe pământ care au supraviețuit datorită imunității la acel virus. Deci, acum ce se va întâmpla? Primul tău pas este să faci provizii. Un supermarket de mărime medie poate susține o persoană pentru 55 de ani sau 63 de ani dacă nu te deranjează să consumi mâncare de pisici sau de câini. În timp ce te uiți printre culoarele magazinului, caută mâncare la conservă. Unele dintre ele sunt comestibile până la câteva decenii. Nu uita de apă îmbuteliată, pentru că odată ce rețeaua electrică pică, rezerva de apă municipală se va termina în doar câteva săptămâni sau chiar zile. Vei dori de asemenea să iei niște leucoplast în cazul în care te accidentezi. Sună ciudat, dar poate ajuta la închiderea rănilor deschise în cazul lipsei copcilor. Asigură-te că o să cauți antibiotice și analgezice în spitale, farmacii sau cabinetele veterinare din apropiere. Medicii veterinari tratează animalele cu multe dintre aceleași medicamente pe care le folosim și noi în tratarea diferitelor afecțiuni, cum ar fi analgezicul, hidrocodonă și antibioticul doxiciclină. Odată ce ai împachetat totul, o să vrei să pornești la drum, pentru că fără electricitatea care ajută la răcirea combustibilului în interiorul centralei nucleare, din apropierea orașului se poate acumula presiune, iar clădirea care izolează reactorul nuclear poate fi distrusă cu ușurință, în special dacă este veche sau prost întreținută. Dacă are loc acest eveniment catastrofal, materialele radioactive pot fi eliberate pe o rază de cel puțin 80 de kilometri. Chiar dacă orașul sau localitatea ta nu se află în apropierea unei centrale nucleare dezafectate, vei fi nevoit în continuare să cauți un adăpost, pentru că în urma unei apocalipse, cadavrele în descompunere vor fi peste tot în jurul tău. Și da, va mirosi groaznic, dar cea mai rea parte este că va atrage animale necrofage și diverse bacterii care îți pot face rău sau te pot răni dacă te apropii prea mult. Deci da, o casă la țară arată destul de bine acum, cu toate că va fi foarte greu să-ți dai seama unde să mergi mai exact. Va trebui să cauți un loc apropiat de o sursă de apă potabilă, dar totodată departe de râurile mari, deoarece multe baraje se pot prăbuși fără cineva să le întrețină. Vei dori de asemenea un loc cu sol fertil unde să poți cultiva diverse legume odată ce vei rămâne fără proviziile alimentare. Și desigur, o să fii nevoit să stai la cel puțin 80 de kilometri distanță de o centrală nucleară, deci undeva în centrul țării noastre, pentru că acolo vei fi cu lejeritate ferit de toate centralele nucleare ale vecinilor noștri. După ce te stabilești, vei avea nevoie de o sursă de apă potabilă constant, după cum am menționat și mai devreme. Din fericire pentru tine, purificarea apei pârâurilor sau a lacurilor este surprinzător de ușoară. O poți fierbe pur și simplu, o poți depozita în sticle de plastic nu mai mari de un litru, pe care să le pui la soare pentru cel puțin 6 ore, sau poți adăuga câteva picături de înălbitor la un litru de apă pentru dezinfectarea acesteia. Însă, chiar dacă asigurarea necesarului de apă potabilă este prioritară, cultivarea alimentelor va fi mult mai grea. Dacă găsești o armă sau îți construiești un arc, poți vâna animale. Pentru cei ce nu știu, sunt peste câteva zeci de mii de animale în regiunea din centrul României, cum ar fi căprioare, porci mistreți, iepuri, diferite păsări și așa mai departe. De exemplu, o căprioară adultă te poate hrăni pentru 2 săptămâni sau mai mult dacă știi ce și cum să prepari. Însă, nu va fi mai ușor să cultivi legume și fructe la o fermă? Presupunând că știi să plantezi, da, ar fi. De exemplu, semințele de porumb le poți găsi foarte ușor, însă multe soiuri moderne sunt plante hibride și nu se pot reproduce pe cont propriu, deci nu vei putea să plantezi semințele obținute din propria cultură de la un an la altul, de aceea va trebui să folosești semințele legumelor care se reproduc pe căi naturale. Încearcă să cauți bulbi de cartofi, boabe de fasole sau diverse semințe de plante cu frunze verzi în hambarele fermelor mici, în grădinile oamenilor sau în centrele unde se comercializează diverse legume. Astfel vei putea strânge provizii care să-ți asigure necesarul de proteine, carbohidrați și o mulțime de vitamine. Lucrurile vor deveni din ce în ce mai bune odată ce vei începe să cultivi plante și legume, doar dacă te raportezi la viața în timpul unei apocalipse. Dar știi ce ar face lucrurile mai bune? Electricitatea.
Dacă frigiderul ar fi alimentat, ai putea să păstrezi produsele perisabile pentru o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi animalele pe care le vânezi. Să nu mai vorbim de lumina electrică, căldura, apa curentă și orice altceva te-ar putea ajuta să trăiești mai confortabil datorită electricității. La început, poți folosi generatoarele electrice lăsate în șantierele de construcții și le poți alimenta cu benzina mașinilor abandonate. Dar în cele din urmă va trebui să faci rost de panouri solare și de baterii mari care să înmagazineze energia electrică produsă de ele. Mașinuțele de golf ar fi primul loc în care să cauți. Acestea sunt alimentate de baterii pe care le poți descărca de foarte multe ori fără a le scurta semnificativ durata de viață. În sfârșit, te poți relaxa. Tot ce a rămas de făcut este repopularea planetei. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!